găsit! Astăzi vorbim despre frumusețe și cum o putem păstra prin metode naturale. Una dintre intervențiile estetice care se face cu ajutorul unei substanțe produse chiar de corpul nostru este PRP, sau plasmă bogată în trombocite, despre care ne va vorbi, evident, specialistul. Te vizitez din nou, Anca, pentru că am alte întrebări pentru tine, de data asta despre PRP. Vreau să ne explici mai exact ce înseamnă, bănuiesc că sunt niște prescurtări, și să ne povestești cum funcționează. PRP-ul, tu l-ai punctat foarte bine, asta este denumirea medicală, vine de la platelet rich plasma. Plasmă îmbogățită cu trombocite, care sunt activate prin centrifugare, dar cei mai mulți dintre telespectatori le știu sub denumirea de terapia vampirului, terapia cu plasmă. Da, este un tratament minim invaziv, dar implică recoltarea sângelui pacienților. Și atunci ne referim la el ca la un tratament natural, pentru că ne folosim de materialul clientului, cu condiția să nu existe hepatite de vreun fel, să avem un nivel de trombocite bun, pentru că pe el ne bazăm, să nu existe o infecție cu HIV, pacienții să nu fie după o intervenție chirurgicală sau post-chimioterapie, atunci, într-adevăr, nu este un tratament destinat lor, și să avem o hemogramă bună, cum spuneam, pentru acel nivel de trombocite. Ideal ar fi să nu lucrăm această terapie pacienților aflați în tratament cu anticoagulante. În primul rând, datorită faptului că există un risc mai mare de sângerare. Și vei vedea de ce se numește astfel terapia vampirului, pentru că există, într-adevăr, mai multă sângerare. Tratamentul este bine tolerat de majoritatea pacienților care au un prag de durere normal. Sigur că noi venim în întâmpinarea lor pentru a crește confortul la tratament și aplicăm o cremă anestezică cu care pacientele stau destul de mult, tocmai pentru a reduce la minimum acel disconfort de care spuneam. Practic, dezinfectăm, demachiem, dezinfectăm tegumentele, alegem zona de lucru pe care vrem să o tratăm și aici trebuie să știm că acest tratament este o regenerare prin mecanisme proprii. Deci venim, stimulăm fibroblastele, stimulăm pielea să se autoregenereze. Vom avea un rezultat foarte natural, vom merge pe partea de luminozitate, de reparare, de restructurare, prin mecanisme, spuneam, proprii, fără risc de alergii, ceea ce este foarte important. Sunt mulți pacienți care nu își doresc tratamente injectabile de tip acid hialuronic sau toxină botulinică sau cocktailurile pe care le mai facem noi de mezoterapie și vor să se bazeze pe acest tratament 100% natural. Practic, recoltăm sângele, ulterior, în fața pacientului, desigur, în eprubete speciale, special concepute pentru astfel de tratament, pe care le centrifugăm. Prin procesul acesta de centrifugare, noi vom separa celulele roșii ale sângelui de lichidul gălbui denumit plasmă. Este un lichid îmbogățit cu factori de creștere. M-a întrebat pacientele de unde luăm factorii de creștere. De la ele. Sunt practic activate celulele stem și fibroblastele de la nivelul pielii, astfel încât regenerarea se produce la nivelul dermului. După ce pacienta stă cu anestezicul, din nou vom dezinfecta și vom începe etapa principală, și anume injectarea. Injectarea se face cel mai adesea punct cu punct. Sunt puncte de injectare cam la un centimetru distanță unele față de celelalte. Prin urmare, pielea după tratament va avea un aspect mai bumpy, așa, se vor vedea mici papule. Și spuneam că o să-ți arăt mici papule, cam ca la hârtia aceasta de ambalat, da? Deci vedem mici denivelări la nivelul pielii, fiind un produs cu un grad de
resorpție foarte bun, are aceeași componență cu plasma, acesta se va resorbi foarte repede. Prin urmare, în 12 ore nu se mai cunoaște că am intervenit asupra acelei zone. Nu rămâne nici mânătăi? Nu rămâne nimic? Aici, atâta timp cât injectăm într-un țesut viu și avem foarte multe puncte de injectare, sigur că riscul de echimoze există și spuneam că pacientele care urmează un tratament cu antiinflamatorii sau cu anticoagulante trebuie să întrerupă acel tratament cu ceva timp înainte, tocmai pentru a nu avea acest impediment, și anume echimozele, care știm că indiferent cu ce gel pe bază de heparină sau gheață sau ce mai putem folosi după, ele vor trece tot prin etapele specifice ale echimozelor, cum mi-ai arătat și tu. Deci până nu trec prin toate aceste etape, nu dispar. Ele pot fi cu siguranță acoperite cu fond de ten în zilele următoare procedurii. La pacienții cu piele atrofică, cu un tegument care prezintă urme de rozacee, să spunem, deci o vascularizație mai importantă, vase mai ectaziate, acolo cu atât mai mult riscul de echimoze este mai mare. Inevitabil, noi putem să avem și o altă abordare, putem să folosim, spre exemplu, și o canulă, adică să avem mai multe puncte de intrare la nivelul dermului și să ne plasăm substanța pe zona aceasta. Trebuie să avem răbdare și să ne gândim la beneficii dincolo de echimoze. Putem avea și surprize plăcute să nu apară niciun fel de echimoză, dar așa cum le spun pacientelor, nicio injectare nu seamănă cu cea dinainte. Da? Deci dacă nu am avut la prima sesiune, nu înseamnă că nu se pot învineți la cea de-a doua. Este un tratament foarte bun pentru a pregăti pielea, spre exemplu, înainte de vară, sau pentru a o pregăti după ce pacientele s-au expus la soare și constată cu surprindere că pielea este mai uscată, mai lipsită de fermitate și a pierdut acea suplețe și luminozitate. Este un tratament pe care îl putem utiliza cu succes și la pacienții care au cicatrici. Putem să corectăm aceste aspecte împreună cu alte tratamente al căror efect să fie unul sinergic, adică să beneficiem de două terapii care să acționeze pentru un rezultat optim. Cu PRP, cu această terapie cu plasmă, putem ajuta podoaba capilară să-și redobândească densitatea, suplețea, pentru că venim tot așa cu un aport de factori de creștere. Și avem mulți pacienți, inclusiv bărbați, care vin după tratamentele de implant și au un plan foarte bine stabilit de 8-10 astfel de tratamente. Iarăși aș vrea să punctez un lucru important, și anume acela că tratamentul nu este one time. El trebuie făcut în sesiuni repetate, între o săptămână și 3 săptămâni, cam așa intervalul, și trebuie să avem răbdare să facem măcar cele 3 ședințe minim necesare. Ulterior poate fi repetat la 6 luni, la un an, deci este un tratament de întreținere, un tratament care să ne mențină pielea cu o calitate foarte bună, cu luminozitate și tot ce avem nevoie pentru un tonus bun al pielii. Ai pacienți care aleg terapia PRP în detrimentul celorlalte terapii, tocmai pentru că este practic un produs extras din sângele lor? Da, sunt paciente care nu concep să facă un alt tip de tratament decât acesta. Însă, de multe ori, și aici intervenim noi, să venim cu explicații și cu argumente, cu dovezi consolidate pentru a ne susține punctul de vedere, și anume faptul că nu este un produs de umplere. Deci sunt paciente care vor să corecteze șanțuri, vor să corecteze riduri sau alte probleme care nu se pot trata astfel. Și atunci, pentru a nu fi dezamăgite și pentru a avea un efect optim, trebuie foarte bine punctat de la început exact ce poate să facă un astfel de tratament. El poate avea efect și pe partea de luminozitate, deci ne putem aștepta să corectăm partea de hiperpigmentări la anumiți pacienți, sigur, și cu un protocol de tratament pentru acasă. Dar de aici până la a crede că acest tratament este atât de miraculos încât nu vom mai avea nevoie de toxină botulinică sau de acid hialuronic pentru alte aspecte, nu este tocmai grozav. Putem să tratăm zona feței integral,
Pleoapele și zona periorală merg foarte bine. De asemenea, zona gâtului și decolteului avem rezultate spectaculoase pe partea de tonus și de textură și de asemenea la nivelul mâinilor. Putem să facem astfel de tratamente, uneori le putem combina fie în aceeași sesiune, fie într-o altă ședință cu produse care sunt pe bază de acid hialuronic, care să mai umple, să repare, să hidrateze mai mult și să stimulăm și autoregenerarea tisulară. Tratamentul cu ion negativ de oxigen crește în mod natural pH-ul pielii și al țesutului, activând astfel enzimele responsabile cu sinteza colagenului. Dr. Rudolf Weiergans, inventatorul tratamentului Dermio, a descoperit că odată separați ionii pozitivi de cei negativi, poate impregna țesuturile cu oxigen cu sarcină negativă, stimulând producerea de colagen și elastină. Astfel se conferă suplețe pielii și de asemenea fermitate. Se intensifică metabolismul celular și se îmbunătățește funcția nervilor periferici. Terapia cu oxigen, cum am mai spus, îmbunătățește organismul cu ion negativ de oxigen. La nivelul feței se aplică casca de oxigen, iar la nivel corporal, clienta se introduce într-un sac cu proprietăți speciale pentru eficientizarea rezultatelor. Putem aplica diferite creme pentru diferite afecțiuni. De exemplu, dacă persoana vine pentru slăbit, îi aplicăm o cremă anticelulitică. Dacă vine pentru îmbunătățirea calității vieții, aplicăm o cremă pentru vasele de sânge, spre exemplu, cu arnică, tătâneasă și iederă. Vreau să vă spun că tratează foarte bine echimozele. Am avut o clientă cu echimoze de la SPM și după o ședință de oxigen la sac, din culoarea violet închis, în 24 de ore au devenit galben pal. La terapia cu oxigen se poate veni zilnic, fără nicio restricție, în funcție de disponibilitatea programului. Deci nu are nicio problemă, chiar îți dă o stare de bine. Față de alte aparate ce există pe piață, oxigenul nu are nicio contraindicație. Deci se poate folosi fără restricții și la femeile însărcinate, la copii, la persoanele în vârstă. Terapia cu oxigen se poate folosi în diverse tratamente. Eu astăzi am ales să lucrez pe tonifiere și atunci am aplicat ventuzele de la SPM pe fese pentru fermitate și ridicare. Tratamentul la SPM durează 20 de minute, în schimb la oxigen
clienta stă undeva la 40 de minute. Terapia durează 30 de minute, dar 10 minute până se umflă sacul. SFM-ul este aparatul cu pompe de sucțiune pentru, în general, pentru slăbit și tonifiere. El sparge celulele adipoase, după care le drenează spre sistemul limfatic pentru a fi eliminate din organism. Aceasta fiind prima etapă a tratamentului. A doua etapă a tratamentului este tonifierea. Tonifierea se face cu mișcări ascendente. Mai nou apărut ca și partea SPM-ului sunt ventuzele pentru fese, sunt și ventuze pentru sân. Astăzi am ales să lucrăm pe fese. Procedura durează 20 de minute, timp în care, pe bază de presiune, este lucrată musculatura. Vom observa cum efectiv mușchiul este întins și extins. Deci se vede efectiv cum se ridică și coboară. Nu este o procedură dureroasă, e chiar plăcută. Clientele mi-au confirmat, ceea ce știam și eu deja, că după aproximativ 3 ședințe, fesele sunt mai ferme. Felul în care ne îmbrăcăm va spune întotdeauna ceva important despre noi și unii fac chiar o pasiune din asta, astfel că m-am gândit să închei ediția de astăzi cu câteva imagini dintr-un mic paradis al femeilor și copiilor, o locație în care găsim doar haine și accesorii create de designeri români. Și pentru că trecem printr-o perioadă grea, zic eu că ar fi bine să ne îndreptăm atenția către producătorii români și să încercăm atât cât putem să ajutăm mai întâi de toate economia țării noastre. Însă acesta este un subiect despre care vom vorbi săptămâna viitoare, tot la Minute de Lifestyle. Așadar, dacă sunteți pasionați de modă, ne revedem miercuri de la 18:30, așa cum v-am obișnuit, pe Dobrogea TV.